G2A, odeșo cu cel alba. Stai de pula mea. Ăla-i smenta, mă. Ai de pula mea. Ia lei, grei. Uniforme de poliția română. Ia Loganu, eram sigur, mă. Ia Balonsanu. Ce pula mea, doi saci de gunoi. Mi-o pus mă Adidas de la Penny, de la Lidl în picioare. Ia Cătăi, ia Gabori. Du-te în pula mea. Ia bă Cătin, mă. Bă, bună ziua, mi-am fost bine, am găsit un nou clip. Fui de pula mea și mă bucur că revin aici. Am văzut că v-a plăcut și vă foarte mult. Este timpul să continuăm GTA Bazooka. Ar trebui să ne facem o propunere de la Rockstar, mă. Să fie asta loc de GTA 6. Ia moș foca. Dacă apar și ei, oare eu înlocuim și pe ei? Domnilor și domnilor, bine a revenit aici, ia uite, cu Team Song-ul nostru. Au piesa, Sâmbăta cu Satana. Este momentul să ieșim în lumea largă din nou cu adidașii noștri de la Penny, de la Lidl. Confund în continuu. Și este momentul să facem misiune, o misiune de la Eco. Ia pe dracu, stai aici, fumează un joint, are capul ca Elicia. Sau poate că eu să-l abat și fumat, că văd dublu. O să facem o misiune de la Eco. Ia uite că l-avem aici, după aia merem, cred că ne schimbăm hainele. Cred că asta e misiunea cu graffiti-ul. Tagging up, da. Ia pe Codin cel rupe pe Eco la basket. Bam! Și merem să-l vânăm pe Daniel Băiatul Vulture în episodul ăsta. Ia zi, fratele, bro. Hey CJ, let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Dăm trupa bazooka rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spread that bazooka fat, man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Nu mai am unde să urcă, în continuu am zis că e nota 10. Între timp sau am merg cu Subaru. Oh, ease up, little man, come on, it's been difficult. You wanna drive? Frate, Eco cu mine. Yeah, for sure. La graffiti. Ia mă, hai să merem cu Subaru, frate. Getting your car, drive with Eco to Idlewood. Bagă radio, bazooka. Numai așa rulă. De ce nu mai e radio, bazooka? Bă, ce pula mea? Era misiune, era... Nu mai avem. Ia mă! O modificam o pizzeria. Las că merem și acolo. Dar de ce nu mai avem radio, bazooka, oare? S-o fi întâmplat ceva, mi-a dat un update. Nu e nicio problemă, ia. Acum este momentul. Watch for those rollers as I tag this up. Legiunea este baza, eu schivez ce voi e baza. There's another two baller tags in the hood. You go get up and I'll keep the engine running. Da. Poliția. Oare are ceva? Nu știe poliția ce fac eu aici. Merez mă de aici. Scrie poliția. Ia, să dăm. Au, mă, că vine. Vine poliția, vin Gabori. Du-te în pula mea, fugi. Trebuie să sărim gardul, nu ne prinde poliția. Ia, cum îți făcut testerele de wanted. Cu Eco, cum se ține de cap. Incredibil. Get back to your car. Oare mă mai urmărește poliția? Am văzut acolo în depărtare, dar nu mai avem camera. Ia, tenisii, adidasii de la Lidl. Ia, mă. Încă un Subaru Forester, toată lumea cu Subaru Forester. Da, sunt foarte buni polițiști ăștia. Vă pricepeți foarte bine. O să-i scriu, trebuie să-i scriu lui Uzi după asta. Bă, de ce nu mai merge radio, bazooka? Poate de la nou apă. A, mă, că mere. Înseamnă că sunt re. Au păsescu. Chiar alaltă, eram bun cu el. Hai să vedem. Genial. Vai, bun. Du-te numai să nu-mi zgări Subaru, frate. Direct în mașină. Bă, coaie, Eco, ce faci mă cu mașina mea? Foarte talentat șoferul. Este momentul să tăguim tot cu legiunea. Iar vine poliția. Iar s-a activat capul lui Eco. Du-te, fugi, codrinerule. O, nu. Este momentul să le arăt o piesă la băieții ăștia. They are your sworn enemy. Dar știu eu. Știm cu toții. Dar știi ce n-au ăștia, mă? Ochi la spate. What the fuck? Ba, aparent au. Vine și poliția de timp. Mă, lăsați-o în pace. Get that fool. Na, mă. Na, gustați niște bazooka. Și tu, domnul polițist. Are pistol. Gata? Poliția!
spălătați, până nu mai trage, mă, că nu s-a făcut nimica. Zic eu, care tocmai a muncit colegul. Ia pe ăsta, polițistul secolului. Gata, trebuie să dăm tag rapid să fujim. Bun, 5 din 100. Cu mașina de poliție merem. Go to the blip and find the next tag. Mi-a zis lumea în episoadele trecute că de ce nu joc cu coduri, dar nu-i frumos așa, mă. Trebuie să muncim, ia uite, acum avem și pistol. Gata. Un hand, poliția, mașina se numește poliția, efectiv. Haide. Stand in front of the fence and press left shift, dar știu, mă. Și acum ce? Sărim pe ăsta, mai tare. Mai departe și urcăm pe acoperiș. După asta trebuie să mergem până la Codrin Bradia Shop, ne luăm uniformă de vânătoare. Și mergem după Daniel, băiatul vâlture, că prea au terorizat San Andreasu. Am primit și shotgun de la mașina de poliție. Blană. Și acum vine Eco cu mașina. Haide, fratele Eco, scoate-mă. De ce stau așa roțile? Repede. Mersi, fratele Eco. Da, văd că mi-ai tunat mașina rău. Acum o să zburăm în cer. Am numerea. Au, mă. Surprize, surprize, că vine poliția după noi. Prea încet mă mișcați, băieții mei. Până mă prindeți voi, eu sunt deja acasă. Au de pula mea. Copilul albastru și urât ocupă-se de poliția. Ia, mă, bă, dracu. Nu mă prindeți voi. Te-am adus înapoi, fratele, cu siguranță. Yeah, it all comes back. How you doing on the ferry? I'm kind of soaked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Unsan, chiar merem să bem o bere. I'll catch up with you. Merem, bem o bere mai întâi de la Tonomat. 200 de lei mi-o dat. Poliția a uitat între timp. A spray can is not available at the Bradia residence. Da, aici e mașina mea. Aia e străcată, e a lui Eco. Pe asta o luăm. Este momentul să bem o bere. Au. Și am pornit, frații mei, spre Tonomatul de Heineken. Ia uite. Sunt curios dacă și doza au făcut-o. Sună telefoanele ca draci. Alo, dar cine este din nou? Alo, salută eu, Martine. Nu mai știi. Scuze, bă, cine? Frate, nu mai știi câte nebunii făceam la Du-te în pula mea, Martinel. Enter, bai drink, un leu. Adă Heineken, nu ce, lacă să iei cu mașina. Să nu faceți asta în realitate. Mai bem, mai mereu bere, mai mereu bere. Asta s-a dus prea repede, trebuie să mai dăm una la sec. Au făcut și doza. Foarte frumos. Iar acum, să mergem la magazinul de haine. Iar eu, cum știu pe de rost San Andreas, nici măcar nu o să deschid harta, că știu unde merg. Știu pe dracu. Unde era magazinul de haine? Mamă, nu cred că ne lasă deocamdată, că n-am ajuns la misiunea aia, așa e? Fac pula. Ia! O schimba pizzeria. Nu mai avem. Burgeri aveți? Nu mai avem. Pizza mai aveți? Nu mai avem. Cafea? Nu mai avem. Orice suc în paharele astea atunci? Nu mai avem. Sunt curios dacă șef Scărlătescu mai este aici. Customer parking, KitKat, duos, nu reclama, nu reclama la KitKat, mă. Nu mai avem restaurantul. Șef Scărlătescu încă este aici. Ia să vedem ce avem pe meniu. Normal, că n-avem Zoom. Meniu nu mai avem. Hai să mai mergem o tură la Eco să vedem ce mai zice Eco. Au. Mergem la Eco să vedem dacă mai zice ceva. Ce avem aici? Avem un gym. O să trebuiască să venim să slăbim aici. Haide, fratele Eco, tu mă să-mi schimb hainele astea, mă. Haide, frate. Cleaning the hood. Hey, Eco cu Codin stau la afaceri. Nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin the place. No crack ever made. Cred că merem să ne batem cu ballers. What's up, y'all? What's up, CJ? Thank you. Man, all they care about is smoking and drinking. Can't knock the homies hustle, sweet. And marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Ah, got that. Te poți baza pe un om din ăsta.
Oh, da. Big Ben? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. La cine, la Conor? Nu se minte niciun Conor. Și pula mea, l-a fi băgat pe Conor McGregor, am sau ce? Era? Radio Bazooka, mă. Nu ascultam altceva. Am ce bagă fratele Codre acolo pe fundal. Cum ai țin minte ce făcea Maci? Ah, nu era Big Bear aici, care o slăbi de fapt. Open up! You sure he's still living? Fool, I told you this. Mă, pule. Am venit să-ți verific valoarea. E bine că nu vii să-mi verifici pula. Ai, aleu, asta e din Satara Movies, cu Lord of the Rings. Serios, valoarea. N-are niciun sens. Know what? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Conor, mă. Hey, nu, mă. Ce pula, mă. That's you? Detroit. Are you still from the hood, homie, or what? Big Bear, give a fuck about a smoke. Ce-l poți, Conor, mă? Te-ai apucat din droguri, mă, Conor. Mai bine mâncam ceva. Mâncam, e, tu, pula. O să fiu exact de trip. Go make that motherfucking toilet spot. No, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. Asta e bad ending, e continuarea din Detroit Become Human. Ce a ajuns? I see what you mean now, man. Crack and do that to Big Bear, turn him into a bass slave. The average motherfucker ain't got a chance. Damn, dope fiends and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Like drug addicts, zice Ryder, întâlnim cu jointul ăla grăsan în gură. Haide, frate, trebuie să-i batem. Și mai mere încă o hai da. Acum mă uit că am auzit un avion. Aici de obicei se loveau și de clădire avioanele. Dar am făcut eu gluma aia, că nu sunt avioane în formă de bazuca care zboară. Și când am auzit avion, acum chiar m-am uitat că îl credeam în stare să văd o bazuca zburătoare. Ce faceți, mă, băieți? O, nu? Ia dealerul, mă! Dealerul din aventura copilului albastru și urât. Ce faci, mă? De ce nu are hitbox? De ce nu are hitbox? Unde-i? Melee attack. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. Just one skit la care nu m-aș fi gândit. Un locuit fix dealer ăsta cu dealerul din jocul meu. Man, are you a oare ori făcut brainstorming? Down, homie. Și te-ai dus. Dar cu ce o locuim? Cu chitara, mă? Trebuie. Ba nu trebuie. Du-te în pula mea. De ce mă urmărește poliția? Așa am făcut-o fost un puș cu un dealer. Haide, Ryder, hai să pușim repede de aici când ne pușcă poliția. Haide, haide, nu mă, că ne arestează, Ryder. Vine mă încoace. Uai, fumat ești, mă, nu mă vezi. Nu, uite-te tu. Dar lasă-mă în pace. Da, mă, hai, hai, repede, 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 hai. Bun, gata, pornim? Am pornit. Supărate, ia că ne-au ajutat, mă. Femeia cu hanorac cu bazuca, cu tricou. Așa da. Încă vine poliția după noi, dar ne-am pierdut. Am luat colțul. 100 de metri și nu mai știu unde suntem. Good afternoon, baller dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Ăștia sparți. Nu mai simt ei nimica. La ales sucea pula pe-n tricou, ia dealerul înapoi. Grove Street going down a fost ultimele lui cuvinte. Gata. Băieții ăștia mai trăiesc, ăsta o să moară intoxicat cu șobolan. Gata. E cum strălucește capul lui acolo. De ce? De ce nu te duci la lucru? Nu, uite ce ai pățit, amu. Go back to Echo's cu ceaba. Așa face. Nu mă mai țin eu minte că mai era unul pe aici. Ia. La revedere. Și mai era unul aici. Ce face Ryder, mă? Să urcă pe pereți pe aici. Ce faci, mă, băiatul? Ești treaz? Bam. Aici nu-i nimica. Mă gândeam că poate ascuns câte ceva. Haide să mergem. O, nu! Poliția trage după noi! Gata! Înapoi la cocioabă la Echo. Mașina asta am lăsat-o aici, dar o să se spawneze de fiecare dată alta la Echo acasă. Dar Dacia o găsim mai greu. Și gata, am ajuns. Planeta și green. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Put your boo, God.
Bun, ia tot gang-ul animat aici. Mai lipsește cineva, dar care încă nici măcar voi nu l-ați văzut. Hai să... Unde-i spray can? Oare-i sus? Să luăm niște spray can? Nu este. Ba da, uite-l acolo. Tabule replace, ce? Ăsta, mă? Da, cred că ori cameră, ori spray. Mă, dă-l în pula mea spray deocamdată. Hai să salvăm. Mai bine asta, că-mi place să dau zoom la detalii. O, nu, m-a lovit de un zid invizibil. Gata, m-am găsit shop-ul. Bună, XD. Nu-i marcat pe hartă, mă, atâta tot. Ia să vedem, o fi băgat haine. Shop XD. Hai, da? Cine se uită e gay? Eu m-am uitat. Aia reclama la tricourile, bazuca și propaganda cu fața mea. Ia, și reclama la hanorac. Tricou. Hai, da. Să vedem. Avem ceva, mă. Doamne, dă-i. Torso. Bazuca Blue. Green Booty Creative Monkeys. Whiskey Diet. Ăsta e al lui Dracu, mă. Astea sunt tricourile mele, cred că. Ia să vedem. Whiskey Diet. Da, mă, ăsta e vechi, mă. Am și uitat că am avut tricoul ăsta în viața mea, mă. Du-te în pula mea, hai să mai vedem ce are pe aici. Acum ar fi fost tare să pună 200 de lei cât e real audio și să n-am bani să mi-l cumpăr. Omega School Sweat, asta ce-o mai fi, mă? Acum zici că vine să mă uit la... Asta l-am primit, mă, la un concert, de la un fan. Mai de pula mea, mă. Ok. Cred că o să rămân cu Suns t-shirt. Green hoodie. Ia să vedem ce mai fi asta, mă. Nu mă pot abține să nu mă uit. Și ăsta-i de-a meu vechi, mă. Doamne, fer, deja mă sperie, mă. Deja știe prea mult. O să rămân cu tricou, bazuca, chef hat. Avem și șapcă de Roberto. Asta e de chef Codrinel. Deocamdată asta o vreau. Middle finger glasses. Nu spune că să ia. Du-te în pula mea, mă, ăștia-s din ofrandii, mă. Eu făcut și pe ăștia, mă. Ok, o să las ăștia, ochelarii. Și deocamdată îmi place așa. Dacă îmi știa și Adidas, atunci chiar mă speriam. Arăt extraordinar așa. Dar nu vreau să schimb tricoul, bazuca. A fost o plăcere, oare pot să jifuiesc? Nu mai țin minte, nu cred că se poate. Dar ia totuși, dă tu banii încoace, mă. Ia dă tu banii încoace. Că n-am dat degeaba. Hai, pune banii pe masă. Pune-mă leu pe masă. Pune-mă leu pe masă. Nu cred că sunt destul de intimidant îmbrăcat așa. Pune-mă leu pe masă. Și acum o să plec rușinat de aici. Îmbrăcat în noua mea uniformă. Extraordinar. Bun, frații mei, este momentul map. Să mergem după Daniel, băiatul vulture. Uite, e un X acolo, mă. Nu știu, să vedem. Este momentul. O să luăm pentru această operațiune Subaru-ul. Haide. Și ne pregătim să-l prindem pe Daniel, băiatul vulture. O să-i facem și o poză pentru ziar. Băgăm pe radio bazuca. Și-am plecat. Asta e din pe primul album. Sper că nu o să merem să-l omorăm degeaba. Sper că dropează bani sau ceva. Bă, du-te-n pula mea. Bă, mă, nu, numai așa să nu fac în realitate. Ce avem aici? Îmi place să mă uit la reclame. Îmi place să, da, îmi place. Băga mea și pula, mă. Nu uite-te ce-o pății șef Codrinel. Este momentul, asta o vindem la știri. Prost s-a răsturnat în centru cu mașina. Ce-i acolo, jumbo? Instrument de fixare a ochilor, 125, plus icoană cu Iisus că ai nevoie de... Asta e din clipul ăla cu nebunii jumbo. Hai, dați-vă jos. Era fain să fie mai multe mașini, mă. Asta mi-ar fi plăcut. Să fie o grămadă de mașini de alea cancer, fără sens. Avem un kilometru, ia mă, că avem și GPS. Stia cu România aici, lângă primărie. Acolo e sediul poliției. Ce e aici? Clubul Uberilor. Cel mai pizdos club din Vice City, acum și în San Andreas, clubul Uberilor. Ăsta din câte țin aminte era pe aici. Ia mega imajul, mă. Din câte țin aminte clubul era aici, pe stânga oare. Bă, ce era acolo? Uite, vezi ce prost ăsta. Plutește ceva în aer, voi vedeți? Ce pula? Acum mă aștept la toate lucrurile din lume să se întâmple. Am luat crash? Nu zic că am luat crash, mă. Am luat crash, mă. Fua! Dacă nu s-o filmat nimica din cauza crash-ului, nu mai pot să...
Nu mai pot nici să ies din joc. Bă, mi-e frică. Tot ce trebuie să fac, o trebuie să aștept. Eu am momente din alea în care dacă se blochează și mă gândesc că dă crash, apăs pe toate butoanele și să fute Dumnezeu acolo cu mine. Ia, ce-i asta? Lords of Metal versus cocalarii cu armură. Bă, nu mai știu pe unde era clubul Uberilor, mă. Dar era pe undeva pe aici, pe zona, mă. Să fută Dumnezeu de club. Parcă ajungem pe acolo la un moment dat când ceva misiune. Deci, hai să ne concentrăm, că apoi nu mai ajungem în beci. Ia Loganul taxi. Să trăiești, fratele meu. Acum mă uit pe stătăt, să văd, poate mai găsesc ceva. Salutare, domnule polițist. Și s-o dus. Mai avem încă puțin și ajungem la graniță. Dar... De ce claxonează? Eu claxonam, sau mă claxonat altcineva că-s prost? Ce-i asta? Iară reclamă la Jumbo. Ventilator decorativ pentru spânzurare. Plus cortegiu funerar și îmbălsămare. 6.050 de ron. Am numai 400 de dolari, mă, de lei, nu pot. Nu-mi permit. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de graniță, unde s-ar putea să fie închis. Dar zic eu, vă zic eu că putem scăpa. Și am zis că nu jucăm cu coduri. Trebuie să trecem. Ce scrie? No cars beyond this point. Bă, pula. Vreți să vedeți voi ceva? Ce știe șef Codrinel? Ripazha? Try exact me. Ca să nu vină poliția după noi. Cum zburăm? Nu știu, vom vedea. Ia, și s-a dus, fratele Codrea. Tot în zbor s-a dus. Nu mă oprește pe mine nimic ca să-l găsesc pe Daniel, băiatul vulture. Mă simt ca în Harry Potter acum. Ok. Gata, gata. Gata, gata. Acum scoate-mi codul. Scoate-mi codul, Ripazha. Vai de pula mea. Și m-am mai răsturnat în coadă, normal. Ripazha. Bă, scrie și repede. Cheat deactivated. Gata, nu mai zburăm. Și o să merem cu tractorul ca să-l căutăm. Dă-te jos. Și o să tune aia și după aia tune aia la altă și după aia tune eu, mă! Ai de ui! Nu muri! Futu Dumnezeu, noroc că avem alt tractor, dar acum arde tune aia și după aia tune ăsta, dă-te jos, nu mai, bă, nu cred așa ceva, mă! Dar ăsta-i norocul meu în viață, nu? Avem și lei aici, măcar. 1600 de lei. Vă rog, cineva o mașină, că deja nu mă, deja mi-e frică, ia merem cu Altonul. Hai deschide-te, rog, nu mai avem stamina să alergăm. Deja mi-e frică, mai pustiu. Și pe undeva pe aici, prin pădurile astea, se ascund Daniel, băiatul vulture. Balada dragostei între timp. Merem să-i băgăm buteria pe gât. Ce pula mea e pe hartă? Văd un semn acolo, un avion. Asta nu era în joc original. Nu vedeți? Pe mine merg. Ce-i aici? Ce-i aici? E avionul, mă! E avionul de la surprize cu care ne-am prăbușit noi. Hai de pula mea, mă! Îi facem o poză. O știut el ce scrie, mă, și aici. O respecta și numărul tot. Daniel, băiatul vulture. Nu te mai ascunde. Căci vin după tine. De ce se îndepărtează? Ce fel de blestemă e asta? Trebuie să o luăm pe stânga, pe aici. Îl ascultăm? Ce pula mea să zic? Ce tare, mă, că băga și avionul ăla. Mă simt ca acasă în jocul ăsta. Și niciodată nu știu ce pula mea să mai pot să găsesc. Că nici eu nu mă pot gândi la chestiile astea la care s-o gândit el apare. Daniel, băiatul vulture. Eu cu piesa asta între timp. De ce pula mea mi-e frică? E un mod în sana... Aia, am găsit ceva mai bun. Gata. Cu asta. Hai vedem ce arme avem. Două blasturi de shotgun. Oare o să ajungă pentru Daniel, băiatul vulture? Eu sper că da. Hai, este momentul. 500 de metri, dată ne îndepărtăm tot mai tare. Probabil e ceva genjutsu. Hai că nu mai avem. 300 de metri, oare are o cabană sau ceva? Văd o cabană. S-ar putea să fie pe aici. Daniel, băiatul vulture. Am auzit că bântui San Andreasul. Daniele, o mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos, o crimă, deja vedem acolo un om decapitat, doi oameni decapitați. Acum chiar mi-e frică, mă, dacă o băga și ceva sunet. Ia să merem, fetul scăzut, cu shotgun-ul mă duc direct. Nu, că trebuie să-i fac o poză mai întâi.
ca să iau reward de la ziar. Ia gata-l! I-a făcut cutscene. Ce pula mea? Ia mă! Vine cu cuțitul! Nu te pula mea ce tare! Nu! Bă, câtă viață are! Eu băgat un miliard HP să-mi bag pula! Tu mai crezi încă ce la TV, mă? Tu mai crezi încă ce la TV, mă? Cât HP-ul dracului eu băgat? Oare nu găsim ceva? Dacă mă duc și mă blochez în casă, se poate ieși pe partea cealaltă. Lasă-mă în pace, Daniel, băiatul vulture! Ce pula mea ne revin? Nu, nu este armă în casă. Oh, yeah, a gun, o striga CJ. Adică Codrea. Na, mă, ești prost, Daniel, băiatul vulture. Cine ar fi crezut că o să ajung să fac cheese în San Andreas? Nu pot să-l omor, mă! Nu pot să-l omor! O să încercăm să-l călcăm cu ATV-ul. Sau ducem în apă și-l înecăm. S-a dus? Normal că nu s-a dus. Daniel, băiatul vulture, nu ai loc în San Andreas. Ăsta sare pe ăsta mașină sau îi dau damage? Băiatul vulture! Să-mi bag pula, zici că lovesc cimentul, mă! Dar du-te, mori, mă! Nu vrea! Tu-ți, Dumnezei, mă, te derupa cod de arme și te omor! Că ți-o băgat un miliard de HP omul meu! Du-te, mă, mori, mă! Eu nu cred așa ceva! Câtă viață mai are? Dar n-am cum să-l omor, mă! N-am, mă! Nu a te-ai dus pe pulă, scrie. Mă omoră Daniel, băiatul vulture. Am ajuns la spital. O să mă întorc într-o bună zi, când mai avansez în poveste, dar o să revin eu la el. N-am vrut să bag cod de arme, că mi se părea nedrept, dar așa am vrut măcar să ajung la el, să zbor cu mașina mea, asta mi s-a părut drept, peste 6 țări, ca să ajung la el. Incredibil! Na, păi atunci hai să mai merg la fratele Eco puțin. Bă, mulți dintre voi mi-ați zis că vreți să vedeți tot jocul și s-ar putea să-l și fac. Că nu știm niciodată ce mai găsim în el. O să vedem. Mie îmi place, pentru mie e nostalgie. Am văzut, cred că top comentul din acelalt clip. Am uitat la comentarii și top comentul era tot că bă, fă tot jocul, că e o nostalgie. Na, și s-ar putea. Ia, ascult, avem onoarea să fim sparți și mă duc în viteză, motorul. A, mă! Deci am văzut când edita în clipul. Aici a arătat o chestie. Uite, era campioana, mă, din Vice City. Cei care știți, care v-ați uitat pe stream, nu mai am nicio armă. Rest in peace, campioana, noiembrie 2020. A murit campioana, RIP. Hai să mergem să salvăm și să ne luăm aparatul foto înapoi, că ăla mi-l trebă. Ce mă enervează că nu pot să țin tatuaje, oare o schimbat? Deci dacă o schimbat și tatuajele. Hai mă să vedem măcar ce avem de pierdut. Dacă nu, oricum avem 1600 de lei, 16 milioane. Ia să dăm noi niște bani. Tatu parlor. Have a seat, amigo. Ia! Grove? Nu cred că o schimbat. Pe spate. Ia mă! Tatuaj cu bazuca. Normal că o schimbat, s-o gândit mă el și la asta. Ia să vedem ce mai avem. Lower right arm? N-avem. Upper right arm, n-avem. Aici pe back mai era ceva, eu cum am văzut bazuca am dat instant. Ia, gun, era tot cu bazuca acolo, dar cred că era din joc. Ce mă? Mi s-a părut că am văzut cu tatuajul, cu Echo. L-l-l, ia, facem și long live legiunea. Uite, futut Dumnezeu, direct pe inimă mi-a făcut-o. Right chest, aici n-avem. Pe stomac avem ceva. Numai cu Grow Street, hai să ne facem mă și cu... Nu mă, de ce am făcut asta? O luăm pe asta. Deci nu e cea mai faină, dar e simplă, e faină. Bun, mă așteptam să fie mai mare. Lower back, angel și dagger. Remove tattoo, no bun, mulțumesc frumos. Gata, am dat 4 milioane pe tatuaje. Trebuie să mergem să facem niște bani, mă. Că rămânem fără, dracului. Haide. 1-1-2. Asta e piesa, nu mă vrea planeta. Incredibil. Oare și când o să avem 500 de albume, o să avem atâtea. O să țin minte, o să recunosc instanța de piesele. Sau o să le uit și o să zic, ce pula mea a cântat căcatul ăsta? Vom vedea. Îmi salvez motorul ăsta că-mi place. Bun. Și merem aici. Să vedem. Drive-thru. Onu. Emisiunea cu I have two number nines. Merem să mâncăm ceva cu Gașca. Cu fratele Eco și cu Codin. I'm hungry. Man.
Trebuie să aflăm cine ne omoră scaunul scârțitor. Deci mulți dintre noi știm. Trebuie să-l omorâm pe Daniel, băiatul vulture. Câte avem de făcut în jocul ăsta? Trebuie să găsim toate secretele. A, da, și să nu uităm răzbunarea pe șef Scărlătescu. Așteaptă numai puțin, fratele meu, că trebuie să, sper să nu pierd misiunea. Trebuie să-mi iau de aici aparatul foto din The Bradia Residence. Numai puțin dacă mă așteptați. M-am îmbrăcat și corespunzător. A, trebuie să luăm asta. Uite-l, futul în gură că m-a omorât, mă. Reward 80.000? Oare, bă, oare chiar îmi dă 80.000 de lei dacă-l omor? Sper că nu am scris-o degeaba. Îmi place că i-au făcut și cutscene. Cum s-o blocat săracul. Hai, da, cu Subaru. Ce fain arată cum stăm toți acolo în mașină. Dacă era și Rider, mă, schimbat în cineva, era mult mai fain. Da, într-un fel îmi place. E un caracter care... Haut scaunul scârțitor, ce? O vreau să-l omoare pe Echo și-a murit, mă, scaunul scârțitor din cauza lui. Nu contează, nu putem să-l învinovățim. Scărlătescu-s Coc, ce e ăla Cox, scria. Oleu. Tot la el ajungem, mă. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Curios de ce nu se văd mașinile în casinoi. Că văd că modelele la caractere rămân. Un cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și doi ketchup, doi maioneză, un cartof, cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și doi ketchup, doi maioneză, un cartof, cheeseburger și un hamburger și dublu cheeseburger și o pizza. Genial, mă. Tot îmi vine să fac toate misiunile, mă, când văd că o băga din astea. Sorry, bro. You know I gotta know about mine. Îmi bat scaunul scârțitor. Just trying not to think about it, bro. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Să cum ani atacă. Oh, no. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, look! Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Nimeni la volan. Drive-by! Faza asta am uitat-o. Hai să băgăm pe radio bazuca, ca că nu se poate. Na, mă! Poliția nu se bagă. Hai, dă-i, dă-i-ni. Ei trebuie să moară, nu noi. Dă-i. Mi se pare că avem forțe egale până acum. Dați pe ei, dați pe ei, dați pe ei. S-o da și ăsta jos la noi, să se certe cu noi. Bun, ăla a murit. Blamau, poliția nu trebuie nicio treabă aici. Stă, așteaptă, două mașini de poliție, nimeni nimica. Go back to Echo, scocioabă. Gata, am rezolvat. Între timp bazuca rău la radio. Hai, toată mașina a fost spartă. Nu-i problemă. Noroc că aduce Echo cutia alta în fiecare săptămână. Obișnuințare cu asta, mă. Gata. Say what, smoke? All you managed to do was eat my damn food. O să am un cheeseburger și un hamburger și un dublu cheeseburger, doi ketchup, doi maioneză. Nah, baby, I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Am aici, se mută, se mută Codin din cartier. Cred că, sau? Avem nevoie de niște firepower mai mare. Drive Codin to his house. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight on. What? Oh, no. Și acum în curând parcă o să înceapă să-l revisteze smenta pe Codin acum. Aici la casă la el. Și-o la casă de la nevastă era, să zic, de la mătușă. Plăcere, frate. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your mom. Here, get this stuff a little smoke and relax, homie. Cu plăcere, Codine, te-am adus acasă. Eu acum 200 de lei. Pula, bă, nu, ce facem, mă? Hai de pula mea. O să mergem și la casino când putem. Ok, aici speram, aici reparăm mașina și poate avem noroc și ne-o dă și gri. Hai să vedem. E gri? Numai așa e culoarea, mă. Hai încă o dată. Hope you like the new color. Du-te, mă, de aici, mă, ce e asta, mă? Vișine. Vișine sus pula. Dă griu. Dă griu încoace. Să zicem. E un kaki, așa ceva. Ce bun a fi. Să zicem că seamănă. Balas, să mă sucesc de pulă. Fută-vă, dumne.
Sună telefoanele ca dracii. Your fat to muscle ratio, that's what's up. Sweet. What you on my back for now? I know we're more than moms and all, but there's no need to let yourself go. M-am ascuns după copac. I'll put a little weight on, but... Go check it out. Okay. Merg la gym. I'ma see what's up, man. But with the fat jokes, you gonna give me a complex. Stamina or muscle. O să trecem, hai să, dacă tot s-o debloca gym-ul, trecem și pe la el. Să vedem ce e acolo. Probabil sacul meu de box, vechi. Dar să vedem, poate l-o băga pe Mike Tyson sau ceva acolo, cine știe. Nu știi niciodată la ce se aștept. Haide, noi de-am oameni și mă, de la mecanic cu ea. Tu Dumnezeu, ce furtună a venit peste noi în San Oradea. Să vedem ce e aici. Ganton gym. Ce pula mea, mă! Din Metin! Normal! Nu cred că vrea să ne antreze. Dumnezei mătii, o zis. Negatively. Să îți fut. 110 cu cele mai grele. Trebuie să slăbim, du-te-n pula mea. Haide, nu putem. Nu putem, e prea mult. O, boss, nu mai poate. Codrinele, o să merem aici. Atunci, trebuie să nu le punem. Punem 100. Hai că 100 cred că e acceptabil, așa e? Hai că putem. Bagă, Codrin, bagă, nu putem, merg la McDonald's, nu se poate, am lucrat destul pe astăzi, ui de pula mea. Într-o zi o să mă întorc și o să-l bat. Deci avem atât de făcut în jocul ăsta, acum vreau să trec pe listă să-l bat și pe antrenorul, pe caracterul din Metin. Incredibil cât i-am de făcut, cu Dumnezeu. Da, nu-i nicio problemă. Hai să merem acasă, că a fost o zi plină, ne-am luat bătaie de la Daniel, băiatul culture, numai prostie am pățit astăzi. Bagă mașinacii. Can I store any more vehicles? De ce? Dar ce mai avem acolo? Doar n-am adus altă mașină, am pus motoreta, mă. Hai că scoate motoreta atunci, n-am cum să renunț la Dacia aia. Trebuie să merem la plimbare cu ea, în episodul următor. Trebuie să o desfundăm. Gata, mașinuța mea aici. Acum am bine în continuu să fiu gunoi, să zic în continuu, dar știi ce ar fi fainul? Una, să bypass câteva mașini așa. No, bun, și salvăm. Foarte fain, 2 cheeseburger, 4 maioneză, 1 ketchup, 2 maioneză. Doamnelor și domnilor, așa o să arătăm de acum. Asta a fost al doilea episod din GTA Bazooka. N-am reușit să-l omorăm pe Daniel, băiatul vulture, că avea 1 miliard HP și sărea peste ATV. Poate în viitorul apropiat. Puh. V-am pupat, sper că v-a plăcut și facem serie dacă vreți, v-am zis. Până ne plictisim, până descoperim tot ce-am băgat în jocul ăsta. V-am pupat, sper că v-a plăcut și avem de sigur la viitoare. N-ai văzut unul ca mine, nu există un băiat mai finuț ca mine. Toată lumea întoarce ochii după mine și se întreabă în continuu, bă, cine e ăla, cine-i? N-ai văzut unul ca mine, nu există un băiat mai finuț ca mine.